Salut, dragi pescari! Bine v-am regăsit pe canalul de YouTube Pescarul Dobrogean. Acum ne vom îndrepta spre o partidă de pescuit la... în Delta, mai bine zis, în Murighiol, în zona Murighiol. Cât mai est de Murighiol, să vedem ce vom prinde. Va fi o partidă de în jur de 48 de ore, se speră, cam așa este plănuită. Acum vedem ce va fi. Mergem după pește pașnic, mergem după plătică mărișoară, plătică mare, caras. Și dacă intre și ceva crap sau șalo sau... Știu că, bineînțeles, le vom da drum. Mi-am scos și cei care vor să meargă în Delta. Vă recomand să vă luați permisele de pescuit, care este gratuit, în administrația Biosferei Delta Dunării. Puteți și intrați și vă luați și permisul auto, care este 10 lei pe zi. Nu este foarte scump. Și pe săptămână, ca turist, este 15 lei. Și veți pescui liniștit. Și în același rând, vă recomand, aveți grijă de natură, lăsați-o curată. Ne vedem de pe malul Dunării, din Delta. Am arcat cu un costuleț de 100 de grame. Se vedem. O să că momentan e o întinsură, dar vom vedea. Locul arată super. Am găsit și un prat. Acum ne clipsăm pe el și să vedem ce se schimbă. Voi pescui la fidă cu vermuri, voi pescui la fidă, dar cu spin, și voi pescui cu metodă fidă, dar cu pe fir, cu monofilant.
Bun. Hai că se vede. Gabi. La altă să-l văd. Da, da, da. Frumos, frumos. Se vede. Deci trebuie să-mi leg lanțetul. Ai paștele tău pește. Păi, este plăticuț. Filmezi? Ia. Yeah. Și primul pește prins. Am văzut culoare. Micuț. E de drum. De plăticuț. Are familie. Desigur. Are familie obligatoriu, trebuie să mai crească. Frumoasă trăsătură. Ar părea a fi un ciortănaș. Foarte frumos, foarte... Încercăm să vedem ce... cum îl aducem la mal. Frumoasă trăsătoră și frumos drift, chiar frumos, delta Dunării. Chiar e frumos. Mulțumesc peștele, mulțumesc frumos. Uitați-l ce fort să are. Și l-am scăpat. S-a plecat. Tu tot. Gura, mi-a rupt tot.
primul pește mare, pește care merită pus în jugânic. Un frumos cobor, nu scobor, mă înșel, un frumos mărunaș. Uitați ce nas are. Lângă foc. Te vedem în continuare. Vreau să spun cei care au fost înainte la pescuit oriunde și în Delta Dunării și pătrundere, găsesc non-stop mizerii. Mizerii, mizerii, mizerii. Nu poți să ai un gunoi, să pui crengi peste el, să-l astăpi. Te-ai foc, pur și simplu, i-am dat foc, am scăpat de acel gunoi. Și acasă ce faci? Bagi gunoiul sub preș și gata, sau sub covor, nu mai e... gunoi? Trebuie să vină Delta Dunării să facă curățenie. Unde o duce? O ducem în Marea Neagră. Din Marea Neagră vine la tine pe plajă. Ți-ar place? Mie unul nu mi-ar place. Vă rog frumos, aveți grijă de Dunăre, de Delta Dunării, de natură în sine. Pentru că trebuie să o lăsăm moștenire și celorlalți care vin. Ajungem peste 30-40 de ani să mergem în Delta și nu să mai avem locuri de să pescuim din cauza gunoiului. Sau nu să mai fie pești, pentru că o să fie omorâți de gunoiele noastre. Aveți grijă de ea. Este ceva de vis să te trezești dimineața, să spui lansetele pe timpul nopții și în scurt timp să răsară soarele sau să se facă lumină, că soarele încă n-a răsărit în zona asta. Voi face cafeaua. Am aruncat lansetele în apă. Vom vedea. Aceasta de aici este chiar în mal, care este apă foarte adâncă în mal. Aici cred că are vreo 5 metri apa. Am prins o plotică la 300-400 de grame ieri pe zi în acel loc. Cea
ultima din dreapta este pentru la mămăligă și porumb, tot așa pentru o plătică mare. Și aceste două sunt la coșuleț la feeder, să vedem ce intră, vreo albitor. Poate mai luăm vreo 2-3 murnași ca seară. Poftiți minunăția de delta. Din păcate, se circulă foarte mult cu ambarcațiunile și nu e problema că se circulă, pentru că toți au voie și au dreptul să circule, să umble. Se circulă cu viteză foarte mare. Următoarele poze. Vă voi prezenta peștii pe care i-am prins, unii dintre peștii pe care i-am prins. Acesta din imagine este un ciortan. Ciortanul așa a fost cam la un 700 de grame, un kilogram maxim, să zicem așa. Toți au fost eliberați. Va fi și un filmuleț în care voi prezenta eliberarea unui ciortan. Nu doar oamenii pupă peștii, ci și celelalte animale, cățelușii pupă peștii. O conectare între cele două specii de animale. Bineînțeles că a urmat. Și eu să pup un pește, să pup un ciortanaș pe care i-am dat drumul. Un selfie cu ciortanul alături de soția mea.
În această poză este prezentată de către soția mea prânzul care l-am servit în Delta Dunării. Nostru, ne apăra pești, avea grijă de pești, avea grijă ca valurile făcute de ambarcațiuni să nu ia de acolo. Acesta este ciortanul prins de către vecinul meu la mămăligă. Cred că are aproximativ vreo 2 kg a avut. Nu știu sincer ce soartă a avut. Acesta este un morunaș mic prins de către mine. Aceasta este o plăticuță mai mărișoară. Am folosit în primele 2 zile în care am pescuit cușurile de 100 de grame și strună cam la 1 metru, 1 metru 50 și ac în jur, numărul 12. Aceasta este tabala mea, eu așa pescuiam în această poziție. Ceva foarte minunat a fost.
în această fosă că obiectivul a fost cea mai mare plotică prinzând în acea ieșire în Mării Delta Dunării. O cântărește cea de 4 vreo 800 de grame, această plotică foarte frumoasă. Nu scăpa afișul. Dacă am murdărit pe fiș. Gata? Bye bye fiș. Iar aici, în această poză, vă prezint cina noastră din a doua seară în Delta Dunării.
pe unul și... mi-a învățat tapa, lucrezi.
și obiectiv realizat. Și în același timp o să filmez.
În următoarele poze vă arăt cum am lăsat la plecare. Acestea sunt ultimele poze înainte de plecare. Eu am un îndemn. Nu lăsa în urma ta urme urâte după tine. Dacă tot mergi într-un loc sau mergi într-o zonă, lasă urme bune după tine, nu rele. Am lăsat poate mai curat decât am venit și așa sper că voi face întotdeauna unde voi merge. Așa vă îndrum și pe voi să vă faceți. Haideți că împreună vom reuși să facem din ce în ce mai frumoasă Dunăre. Așa arăta și se prezenta drumul în zona unde am fost la pescuit, pe malul brațului Sfântul Gheorghe, mai la est de Murighiol. Ceva de vis. Aici vă prezint captura mea, captura care am reținut-o. Peștii toți au fost în dimensiuni legale. Am ajuns acasă cu aproximativ 10 kg de pește după 48 de ore. Eu sunt mulțumit de rezultate, eu de aceea merg la pescuit să am și rețineri, să mă și bucur de peștele pe care l-am prins.